Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea exact ce vă așteaptă pentru luna octombrie. Voi face în această etalare, în primă fază, o carte care ne va spune exact pe ce ar trebui să vă focusați, la ce ar trebui să aveți grijă în această lună și totodată aș vrea să vă zic că vom face pe dragoste, carieră și bani, sănătate, prieteni și familie. Bun. Ce aș vrea să vă rog ar fi în felul următor, să înțelegeți că etalările generale nu sunt tot una cu etalările personale. Eu pot să vă dau indicii cam ce ar putea să se întâmple pentru majoritatea dintre voi, însă este clar că aceste lucruri nu vor fi aplicabile pentru toată lumea, pentru că este vorba de o singură etalare la o mulțime de persoane și este clar că nu suntem toți trași la indigo, să fim sinceri. Putem să fim aceeași zodie cu o persoană, dar să avem circumstanțe total opuse. Dacă vreți un horoscop complet, v-aș recomanda să intrați pe un site ce vă poate face harta natală completă, să vă uitați la nu doar la zodia de soare, ci și luna în ce zodie vă este, dar și ascendentul și Venusul, dacă există posibilitatea. Dacă aveți toate aceste informații, v-aș recomanda să vă uitați la clipurile zodiilor aferente și atunci puteți obține o vedere de ansamblu asupra situației voastre. De exemplu, nu știu, de la berbec puteți avea situația în dragoste, de la rac puteți avea situația în bani și așa mai departe. De asta zic, să vă uitați un pic pe o hartă natală, personală, vă ajută foarte mult în ghidarea pentru videoclipurile cu zodii, să fiu mai exactă. Ok. Să vedem pe voi ce vă așteaptă. Opa, pic de multe. Așa. Ce vă așteaptă pe voi? Ok, vibrația voastră crește. Voi sunteți oracolul. Ok, aici am persoane care sunt foarte, foarte bine... cu o intuiție foarte bună, o intuiție foarte la cote maxime, o intuiție care vine din partea ancestorilor, adică a strămoșilor, mă scuzați, tind să folosesc cuvinte din engleză, dar ideea este că vibrația voastră este în creștere. Voi începeți să vă simțiți bine. În momentul în care voi începeți să vă simțiți bine, vibrația voastră crește, indiferent că desenați, colorați, nu știu, râdeți, vă întâlniți cu prietenii, vă duceți la o plimbare. Toate aceste lucruri vă ajută să vă creșteți vibrația. Bun. Ancestorii voștri, pardon, din nou, strămoșii voștri sunt acolo pentru voi. Voi trebuie doar să vă mai amintiți din când în când de ei, încercați să mai dați din când în când de pomană. Pentru foarte mulți, animalul spirit pe ce vă ghidează poate să fie un elefant, poate să fie... Deci încercați să analizați aceste animale și încercați să țineți cont de ele în sensul în care vă uitați pe net ce înseamnă și vedeți exact ce vi se potrivește, da? Și aici avem așa. Puteți avea lup, vultur, elefant. Eu zice cam atât pentru acest moment, însă eu vă zice să aveți grijă. Destul de curând sper că o să reușesc să găsesc un pachet care rezonează cu mine, cu animalele spirit, animalele totem, ca să vă pot ghida mai mult pe această parte, însă momentan nu am reușit să găsesc un pachet care să mă ajute în această parte. Dar oricum aici concentrați-vă foarte mult pe voi înșivă și țineți cont de lineajul vostru. Încercați să dați de pomană, încercați să prindeți câte o lumânare pentru persoanele ce nu mai sunt în... ce nu mai sunt pe această lume, încercați să țineți această legătură în acest fel, pentru că practic această intuiție care vă este la cote maximă pentru această lună, vă pot zice că vine de la ancestorii voștri și ar fi bine să îi onorați pe această cale.
Ok. Voi ați început să vedeți o situație dintr-o altă perspectivă. Voi începeți să vedeți anumite pattern-uri și dacă vi se schimbă partenerul, puteți să vă dați seama unde ați greșit voi, ce ați repetat la fiecare partener și de ce atrageți exact același stil de partener și sunteți hotărâți să schimbați ceva, să puteți evolua de aici. Încercați meditația, vă poate ajuta foarte mult în această perioadă, dar văd aici pentru voi foarte, foarte important faptul că voi începeți să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și puteți să ieșiți din anumite lucruri ce se tot repetau. Atenție pe numerele 22 și 25, acestea pot fi inclusiv date. Ideea este în felul următor, că în momentul în care vedeți lucrurile din altă perspectivă, aveți încredere pentru că voi aveți suficientă intuiție în acest moment încât să nu prea dați greș. Ok. Să vedem acum în dragoste ce se întâmplă la voi. O să strâng acestea, ca să, nu de altă dată, să avem un spațiu. Ok, destul de multă anxietate. Să vedem exact ce se întâmplă. Ok, la voi este posibil să fi venit un adevăr care nu v-a picat absolut deloc bine și vă simțiți părăsiți, vă simțiți dezamăgiți de o persoană, vă simțiți lăsați în întuneric cu acest adevăr de unii singuri și încercați să puneți punct, la, punct cu punct lucrurile să aibă un cap și o coadă. Voi ați manifestat acest adevăr. Ce pot să zic, că voi ați vrut să știți acest lucru, dar acum că a venit către voi, nu vă place ceea ce ați aflat. Voi vă simțiți că ați oferit iubire, ați oferit atenție, ați oferit grijă, însă ați oferit în van pentru că această persoană nici măcar nu se uita la cupa voastră de dragoste. Voi în acest punct nu aveți o direcție foarte clară. Voi în acest punct, chiar dacă aveți acest adevăr în continuare, sunteți în ceață în sensul în care nu știți ce să mai faceți de acum. Încercați să luați o mică pauză, încercați să meditați, încercați să vă deconectați un pic pentru a putea să ajungeți la acea perspectivă de care vorbeam mai devreme. Probabil aici această persoană v-a făcut niște promisiuni că vrea și ea o situație mai stabilă, vrea o situație serioasă cu voi și nu s-a întâmplat așa. Deși acest mesaj poate să fi fost destul de dur, a fost pentru binele vostru. De ce? Pentru că această persoană nu era menită să facă parte din viața voastră. Această persoană, nu e neapărat că vă vrea răul, dar în sensul în care nu prea era atât de focusată pe voi, pe cât ar fi trebuit, era mai mult atentă la propriile nevoi, era mai mult atentă la propriile necesități, o persoană narcisistă, un go-getter, persoana care are foarte multe două secunde să mă gândesc cum să zic, foarte multe aspirații, însă nu ține cont și de cei de lângă el. Ok. În legătură cu această situație, sincer, nu văd că ar exista prea multă dinamică în sensul în care ar fi mai mult o situație de pauză în care voi încercați să vă liniștiți un pic apele și să puteți vedea dintr-o altă perspectivă. Nu văd să se întâmple lucruri. Deci dacă voi deja ați aflat acest adevăr, o să fie destul de stagnantă situația pentru o perioadă, pentru că voi o să meditați la cum voi ați oferit totul și această persoană nici măcar n-a fost atentă la voi, nici măcar n-a fost acolo pentru voi. Nu prea multe de spus aici, deci chiar nu. Ok. Cariera și bani, să vedem ce vă așteaptă pe voi, vărsătorii. Schimbări și un nou început. Ok. Voi aici ați făcut ceva greșit. Nu știu ce ați făcut, dar cumva cred că ați luat o decizie destul de importantă. Este posibil să o fi luat în ultimele luni, dar nu neapărat pentru toată lumea. Dar pot zice în felul următor că voi ați făcut o decizie care v-a creat, care v-a făcut pe voi să vă creați fundații instabile pe toate ariile vieții. Unii s-ar putea să fi luat niște decizii în grabă în sensul de o mutare, lăsarea unui partener în viața lor mai rapid decât ar fi trebuit, sau
poate pur și simplu să se fi dus la joburi doar de dragul de a se duce la joburi, fără un pic de implicare, fără un pic de seriozitate, și atunci acest lucru se întoarce contra voastră. Și chiar dacă ați avut prietenii sau ați legat o relație, va fi afectată de acest lucru. De faptul că voi n-ați avut de la început fundații stabile pentru aceste situații, pentru că am avut turn și în iubire și am și pe carieră și bani. Deci, practic, pentru voi aceste două aspecte sunt foarte legate, sunt foarte strâns corelate. Poate să fie faptul că unii dintre voi locuiesc cu persoana iubită și chiar lucrează cu persoana iubită și atunci automat acel adevăr și acea pauză care se întâmplă între voi vă afectează și pe planul carierei și al banilor. Însă ideea este că voi, dacă reușiți acum să vă schimbați perspectiva, aveți un nou început. S-ar putea ca unii dintre voi să aveți posibilitatea la început să faceți o nouă activitate, dar care să nu fie neapărat înregistrată, legal, ceva de acest gen. Poate să fie un proiect, poate să fie un hobby, dar ceva care vă generează bani. Poate să fie chiar și o activitate de a sta cu copiii vecinilor sau, nu știu, de a găti pentru un bătrân sau... Poate să fie orice, sau să vă machiați pe cineva, dar voi încă nu aveți studii sau nu aveți încă o firmă făcută în acest sens. Dar aveți posibilitatea de a câștiga sume necesare de bani prin aceste modalități. Ideea este că voi aici sunteți destul de mult cu spatele, pentru că voi vă concentrați încă pe situația din trecut, care v-a afectat și cu banii și cu dragostea. Nu este cazul să vă focusați pe acest lucru. De ce? Pentru că dacă voi vă concentrați și toată energia pe ceea ce ați construit împreună cu această persoană, o să rămâneți și fără persoana iubită și, sincer, și cu o situație financiară destul de grea. Nu vă recomand să rămâneți în această poziție, nu vă recomand să rămâneți descoperiți, nu vă recomand să vă lăsați pe baza celelalte persoane, nu vă recomand să depindeți de cineva, nu este momentul să depindeți de cineva, nu este momentul să așteptați de la univers să pice o sumă de bani din cer, nu este momentul să mai pierdeți timp. Nu știu ce s-a întâmplat aici, dar este o schimbare bruscă, este o schimbare care de la voi necesită să fiți pe fază și să trageți un pic tare, necesită să fiți atenți, să vă mobilizați de unii singuri. Dacă există persoane, să zicem, nu știu, ca și prieteni și familie, chiar dacă s-au îndepărtat de voi dintr-un motiv, să zicem, nu știu, poate să fi fost un motiv pe care în primă fază nici să nu vă fi fost foarte clar, încercați să vorbiți cu aceste persoane, pentru că aceste persoane vă pot ajuta să depășiți mai ușor această problemă, în sensul că ori vă pot recomanda un loc de muncă, ori vă pot ajuta cu un sfat bun, ori vă pot ajuta să vă mobilizați, să fie acel sprijin de care voi aveți nevoie. Pentru că pe voi, sincer, nu vă văd cu totul singuri, în sensul în care sunt persoane, dar din nou există persoane care sunt întoarse cu spatele, dar aici mai degrabă din cauza că oriceva nu le-a fost spus la timp, ceva de acest gen, n-au avut anumite informații care țineau de voi și au fost dezamăgiți. Dar dacă încercați să discutați cu aceste persoane, vă pot ajuta cu sfaturi, pentru că avem Marea Preoteasă, vă pot ajuta cu recomandări, pot să fie acolo pentru voi, în funcție de de fiecare persoană în parte. Depinde doar de voi. Ok? Pentru familie și prieteni, la familie și prieteni vă văd pe toți cu spatele. Din nou, acest doi de bâte pe care l-am zis că sunt... Deci, din cauza acestui doi de bâte v-am spus că sunt probleme cu familia și cu prietenii, pentru că mi este clar că voi aici n-ați fi așa de unii singuri dacă ați putea să discutați cu celelalte persoane, însă aici, sincer, pentru majoritatea, cred că voi ați făcut ceva și care... ce să determine persoanele să vă întoarcă și vouă spatele. Deci toată chestia asta a fost manifestată de voi într-un fel sau altul. Poate să fi fost sub forma unei decizii, poate să fi fost sub forma unei acțiuni, indiferent de ceea ce a fost. Faceți pe toată lumea să se îndepărteze, dar tot ce trebuie din partea voastră să restabiliți aceste conexiuni este o conversație.
Asta e tot ce trebuie să faceți voi. Aici este o floare foarte frumoasă în spatele magicianului, dar trebuie să vă întoarceți să o vedeți și să o puteți culege pentru a face tot ceea ce aveți nevoie și pentru a rezolva lucrurile. Încercați să discutați, indiferent de ce situație aveți aici, indiferent cu cine v-ați certat și așa mai departe, încercați doar să discutați și rezolvați toate problemele. Există posibilitate de un nou început, dar trebuie să veniți voi cu inițiativa. Așa cum ați avut voi inițiativă să stricați aici ceva, acum trebuie să aveți doar inițiativă să apărați și ceea ce ați avut și să încercați să reconectați, pentru că mai departe sunteți sprijiniți. Dar e clar, nimeni nu va face pasul dacă nu-l faceți voi. Pentru sănătate. Aici are loc o transformare în ceea ce privește sănătatea voastră. Din nou, turnul și pe sănătate. Aveți grijă la stresul generat de situațiile neplăcute din viața voastră. S-ar putea să vă fie problematic. Ideea este că pe voi vă poate ajuta o mentalitate pozitivă foarte mult, în sensul în care dacă vă simțiți rău în momentul în care sunteți stresați, încercați să aveți o mentalitate un pic mai pozitivă, exersați în fiecare zi cu liste de gratitudine, încercați să lucrați pe partea asta și o să vedeți cum acele stări de rău se atenuează de la o zi la alta. Este clar, nu vor funcționa miraculos, dar veți vedea o îmbunătățire care pornește numai de la mentalitatea voastră. Voi aici aveți posibilitatea să faceți ceea ce vreți voi, pentru că la vărsător ghice, cartea vărsătorului, deci din acest punct puteți face absolut ceea ce vreți voi, dar trebuie doar să vă rămâneți concentrați și să înțelegeți că momentan iubirea nu este atât de prioritară pentru voi, momentan prioritatea voastră este să vă intrați în puterea voastră, să reveniți pe drumul vostru. Ok. Cam atât am avut de spus și pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!